greu și se cală, până mâine să lăsară! Să lăsară, să se coapă, să nu cal și pune coapă! Ia mă mâna, mă, Lugușorul de la Bălen de Dâmbovița este un obicei străvechi agrar legat de manifestările de întâmpinare a noului an. În jurul nopții dintre ani, cete de tineri și copii intră din casă în casă să ureze de bine, aruncă cu grupe jos și trag o brazdă. Toți colindătorii sunt înhămați la pluguri precum caii, iar unul dintre tineri are rolul arnăutului, fiind și cel care strânge banii. Camara grâu și se cară, până mâine să răsară! Să răsară, să se coacă, să mâncă și pune coaptă! Ia mai mulați, mai plăcă! Și încă o dată mai plăcă! Banuș, la mulțe! Să trăiți! Ce rol ai tu? Arnăut! Și ce faci, Arnăut? Dă cu biciu, ia banii! Aruncă grâu. Și urează la oameni. Urează la oameni un an nou cu multe împliniri. De cât timp mergi cu plugul? De vreo 6 ani. De vreo 6 ani. Da. Măcar și haine. Da. De la străbunici, de la bunici, din moși strămoși. Pentru colindători, mersul cu plugul este un obicei pe care, spun ei, îl repetă cu drag în fiecare an. De vreo 4 ani. De vreo 4 ani. Și cum? Foarte bine. Hainele? De unde le ai? De la bătrâni? Da. La bătrâni. Tu de când mergi cu plugul? Eu de 3 ani. De 3 ani? Da. Cum e? Foarte bine. Foarte frumos. Da. Abia așteptai, a? Da. Tu ești cald? Ce ești? Prima dată când vin. Prima dată când vin. Da. Și cum? Mișto, îmi place. Îți place, a? Da. Cred că o să mai vin și la anul. O să mai vin și la anul. Dacă pe uliță se întâlnesc două pluguri, acestea se leagă între ele și se trag, cei mai puternici câștigând banii celorlalți. Bătrânii satului își aduc aminte cu plăcere de momentele copilăriei, când colindau localitatea de la un capăt la altul, primind în schimb covrigi, bani și câte o cană de vin fiert. Hai de când ne știm noi. De moș strămoș, da. Asta e obiceiul nostru care... Na. Îi așteptați în fiecare an? Îi așteptăm în fiecare an cu drag, încă e aproape pe terminate. Cum era pe vremea noastră? Ați fost și dumneavoastră? Am fost, de ce? Nu mai rețin câți ani, dar oricum am fost. Oricum, parcă era mai frumos. Parcă. Să iasă pe gerul ăsta? Cine să iasă? Copiii? Păi pe vremea noastră cred că era mai ger. Când am în perioadă. Cu ce vă așteptau atunci? Atunci cu ce? Cu mai cu un vin, mai cu na, era atunci eram mai mult după fete, după nu eram. Din bătrân este, bătrân. Da, din bătrân. Copiii îi așteptați în fiecare dimineață. În fiecare dimineață îi așteptăm cu drag. Suntem de sănătate, sărbători fericite tot. Cum erau pe vremuri? Tot așa, dar erau și mai frumos pe acum să mai pierde așa tineretul. Da. Să păstrează, da. Cu ce îi primiți? De dăm bani aici la noi, da, nu, da. Înainte să dau covrigi. Să dădeau covrigi, le mai dădeam, îi primeam prăjituri astea, dar acum cu bani, cu covrigi le-am dat. De cât timp e obiceiul ăsta aici? De bătrân. Da. Colindătorii merg pe la fiecare casă a satului, deoarece la Bălen de Dâmbovița există superstiția că o casă necolindată poate fi cuprinsă de ghinion în noul an. Localnicii din Băleni sunt convinși că acest obicei nu se va pierde și asta fiindcă cei mai mici colindători au puțin peste 5 ani.